Aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Și de unde le? Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. El mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele în sângele Agenului. Apocalipsa 7 cu versetul 14 și versetul 14. Trăiți de suflet ca Dumnezeu să vă vedeți. Voi sunteți astăzi special în fața lui Dumnezeu. Cerul este plin de bucurie pentru voi. Este special și în fața bisericilor și în plăți inima de bucurie, atât bisericii, familiilor de unde veniți. În Evanghelia după Luca, la capitolul 15, este un verset, o pildă pe care Mântuitorul spunea că o femeie a pierdut un ban, o valoare a casei ei și așa de mult s-a năgăjit că a pierdut valoarea asta și a început să caut. A răscolit toată casa. Și la urmă a găsit valoarea aceea, banul acela. Atât de mult s-a bucurat încât a chemat vecinele ei să vină și să se bucure împreună cu ea. Că ea a găsit valoarea aceea. Și în pildă aceasta vreau să citesc versetul care încheie pilda pe care Mântuitorul a spus. Tot așa, ca și femeia aceea care și-a găsit valoarea, și-a chemat vecinele să se bucure, tot așa vă spun, căci este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu când un singur păcătos se pocăiește. Extraordinar. Eu ce vă spun cred din toată ei. Că în acest moment îngerii lui Dumnezeu care sunt miliarde, îngeri sunt și aici în sală, cel puțin fiecare are un înger și copii mici, zice Biblia. Și îngerii de aici. Cerul este astăzi în clopot de bucurie. Anume, de ce îngerii se bucură când se pocăiește un păcătos? Ce au îngerii legat de persoana, de păcătos? Că nu îngerii au murit pentru noi. Îngerii sunt slujitori ca și noi. De ce un înger? De ce cântă cerul? De ce e bucuros cerul de un singur păcătos de pe Terra? Când se împacă cu Dumnezeu. De ce? Pentru că cerul a dat ce a avut mai scump. Cerul a fost lipsit de ce a avut mai valoros. De singurul copil al lui Dumnezeu de pe tron, Dumnezeu a dat pe singurul său fiu să moară. Ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acum cerul îl are din nou pe Hristos acolo. Și când un păcătos acceptă jertfa lui Hristos, cel e bucuros. Deci a mai câștigat jertfa lui Hristos. Iată, dar în această zi sunt bucuros împreună cu soția să vizitez, mulțumesc pastorului Iosif și bisericii pentru deschidere la slujire. Sunt bucuros pentru voi cinci și vă felicit în numele Domnului. Poate v-ați făcut curios cei ce nu știți că fratele Iosif a spus pentru ultimul care i-a dat cartea a legii din Iosua, capitolul 1, versetul 8, nu se depărteze de el, el va fi polițist. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Să știi că mai am harul să mai botez un polițist. Am mai botezat polițiști? În biserică la noi, anul trecut, de Crăciun, de sărbătorile de naștere a Domnului, a venit poliția cu girofanul în spatele meu, eram cu soția, și am zis, gata acum, am pregătit, mi-am dat geamul jos, mi-am pregătit actele, am zis, o să plătesc o amendă, acum ceva am făcut rău, nu e în regulă cu mine. Poliția, sau probabil să-i fac loc, să mă trag mai pe dreapta, să se ducă după înaltul mai rău după mine, nu? Dar poliția nu s-a dus, s-a oprit în spatele meu, a avut răbdare până eu m-am tras bine pe dreapta și a venit și era geamul dat jos. Nici nu m-am uitat când o să vină el acolo să pune întrebări. Dar nici n-am mai văzut așa polițiști să bage mâinile pe geam, că eu puteam să-i pun cătușele lui. Nu era nimic. Și am făcut mâinile pe geam și eram mâinile unei femei. Și a zis, Merry Christmas, pastore.
Era, de fapt, șeriful, o soră, o tânără din biserică, care eu o botezase, nu de mult. Este polițist, era șerif în zona aceea și a venit să-mi zică Merry Christmas, pastora Iglesia, să mergi în cerc, sărbătoarele. Da, așa, polițiști, da. Mă iubești cu pastorul tău, când îl vezi din spate și să nu-i dai etichet, să-i zici Merry Christmas, să nu-i cuvântesc. Am mai botezat unul și într-o zi s-a oprit pe băiatul meu. Și băiatul meu a fost deranjat într-un fel, da, când te oprește poliția, nu-i plăcut. Și a zis, by the way, tata tău m-a botezat pe mine. Nu, am zis, bine că nu l-am ținut prea mult sub bancă și pe asta. Că s-a pocăit menul la noi în biserică. Eram într-o evanghelizare în Republica Moldova, câțiva ani în urmă, și printre cei care s-au hotărât să slujească pe Dumnezeu, a fost o tânără polițistă. Nu venea să cred chiar că se va pocăi. Eu am încurajat, am spus, în America sunt foarte mulți polițiști pocăisești. În biserica noastră, de la președintele țării, e drag să ia Biblia în mână și se roagă la Dumnezeu și sunt oameni mari, funcții mari, care iubesc pe Domnul și nu le rușine. Nu o să fie rușine că ești polițist pocăit? A trebuit să fii acolo o lumină. Că lumina se vede mai bine unde e întunericul gros. Lumina lângă lumină nu prea se observă. Tu ai șanse mari să duci lumina lui Dumnezeu unde este întuneric. Tânăra aceea s-a hotărât în aceea zi și în câteva luni a făcut ce faci tu acum. S-a împăcat cu Dumnezeu. S-a botezat în apă și a primit pe Domnul. Sunt mai bucuros că ieri am cunoscut un prieten drag pe care Daniel l-a adus la el în Kitchener și așa și pe drum. 7 oare din Kitchener până aici în Montreal l-am chinuit pe Domnul General cu Biblia. Domnul Costică, sunt bucuros să fim împreună în această chestie de salut. Și uitați-vă, Domnul General Costică din Armata Română este cu noi astăzi și sunt bucuros. Mulțumesc mult! E o onoare să te cunosc și să vorbim despre cele mai înalte lucruri care le poate vorbi un muritor despre cer, despre viață veșnică. Și Dumnezeu să te binecuvânteze. Am avut ocazia să botez ofițer superior în statul major român, pe vrum Mihai, soția lui și pe alții. Dumnezeu să-l binecuvânteze și pe Domnul General care e cu noi, să-i asculte rugăciunile, să se implice în nevoile casei lui, în dorințele lui și să îl binecuvânteze. Amin. Am citit din Apocalipsa și pe urmă să avem împreună câteva minute de predică, dar prin Harul lui Dumnezeu probabil o să fim și după masă împreună. Abia că m-am întors din România, din Ucraina, în luna septembrie, am trecut în Ucraina, unde rușii încă omoară oameni în estul din Ucraina. Mi-au spus prietenii de acolo, în fiecare zi mor oameni. Venise o doamnă lângă mine, o soară, cu fata ei, cam de 12 ani, plângând așa, că nu puteai să o stăpânești. Și a zis, e tot ce mai rămas copilul asta. Rușii ne-au bombardat casa, au murit toți în familia mea și casa a făcut o praf. E tot ce mai am copilul ăla. Și a venit de acolo, din est, în zona Cernăuță, frații acolo fac apartamente și case unde să adăpostească pe cei care rămân din război. În timp ce dumneavoastră și noi în America o ducem bine, pe pământul ăsta se moare. Mor oameni nevinovați, oameni aruncați în aer. Este o lume confusă. Suntem motivați să mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare zi. De pacea lui, de pâinea care avem, de liniștea care avem. Am trecut noaptea pe jos granița cu soția mea, că e greu să aștept la rând 3-400 de mașini, stai zile întregi acolo. Dar noi am trecut pe jos cu Biblia în mână, că ne-am controlat de dacă aducem țigări, facem traficul de ceva. Și am zis, Doamne, la vame, și a venit în coace, am deschis geanta să-i arăta Biblia. A fugit de Biblie. Nu vreau, nu, Doamne, ai o Biblie, îți dau Biblie. Nu, dacă nu avem noi țigări, nu avem mai puternice armă, Cuvântul lui Dumnezeu. A fost extraordinar să pot sluji la 1000 de oameni. Ucraina, în regiunea Cernăuți, unde rușii au luat o bucată de România. Sunt 100 de sate românești, sunt 40 de biserici pentecostale, sunt români care au nevoie de sacrificiu altor români, sunt frații noștri acolo care au nevoie să mergem.
mă gândesc, nu știu, polițistul când îți gata școală, dar pe ăștia care astăzi se îmbrăcați în haine albe să vă iau cu mine într-o misiune în Ucraina. Ia, mergem la baie după graj, după șură, nu contează, mergem să slujim românii de acolo, să ducem Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. În Apocalipsa unde am citit că cerul a întrebat, a provocat unul din bătrânii, din cei 24 de bătrâni, pe apostolul iubirii, pe apostolul Ioan, aceștia care sunt îmbrăcați în alb, erau așa de mulți, încolonați, mergeau în fața tronului de har al lui Dumnezeu, încât nu vedeai nici începutul lor și nici sfârșitul lor. Erau așa de mulți îmbrăcați în alb, cu ramuri de fenici în mâini și salutau cerul. Și zici, tu ce zici, oameni? Ăștia cine-s? Și de unde vin? Mirarea cerului erau hainele albe. Cum de au hainele albe dintr-o lume de noroi, dintr-o lume murdară, dintr-un internet pe care navighează tinerii și lumea asta și își umple sufletul și își noroiesc conștiința? De unde vin ăștia îmbrăcați în haine albe? Au suflet curat. Cine a putut spune în ordine viața lor? Cum să mai fie un om curat în lumea asta? Hainele albe reprezenta viața lor curată. Și Ioan a zis, tu știi, chiar că mă depășește asta, să mai crede în noi ca oameni că mai poate fi curat colegul tău, prietenul tău, din droguri, din viață mortală, din desfrâu. Noi oamenii, chiar că nici nu mai credem că mai poate fi cineva curat. Dar cerul ne spune astăzi că se este șanse. Și dacă n-aș fi Ioan bătrân, o să spun eu. Ei au hainele albe pentru că s-au întâlnit cu mielul lui Dumnezeu. În sângele mielului putem să fim curățiți de orice păcat. Bănuiesc că v-ați întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și El este Cel care spală păcatul. Aș vrea să vă fac conștienți în această zi că voi veți face o declarație, un legământ. Vă veți angaja să slujiți pe Dumnezeu așa cum depui jurământ și la poliție, și la armată. A trebuit să depui un jurământ. Voi astăzi veți depune un jurământ, veți face un contract cu cerul, cu Dumnezeu. Și Dumnezeu va face legământ cu voi. Dumnezeu vă promite vouă că vă dă viață veșnică. Și voi trebuie să-i promiteți lui că îi slujiți pe el toată viața voastră. Veți, sunteți gata să faceți asta? Noi vă vom mărturisi astăzi dacă sunteți angajat în această luptă teribilă. Iată ce scrie, ce promite Dumnezeu. Vă citesc un verset din Biblie. Mă bucur că translatorul a spus că a găsit instrumente pentru toți și nu mai vine să mai repete ce zic eu, că riscam să zică și de la el, să predice el mai bine decât mine. Că am vrut să-l rog, dacă ceva nu zic eu bine, să zic el bine. Dar așa voi fi eu cu cuvintele mele și el mă ajută să traducă și a uitat să scrie Isaia, capitolul 54, versetul 10. Isaia, acest mare predicator a Vechiului Testament, prorocul Isaia, spune, pot să se mute munții. Mă gândesc că o să apară și aici să vedeți toți din dumneavoastră, la lucră cu noi împreună. M-aș bucura să apară versetele aici. Pot să se mute munții. Pot să se clatine dealurile. Deci să mai mută și munți. Să mai mișcă și dealurile. Mai vine un tsunami. Mai este cu tremure de pământ. Am văzut mulți care s-au mutat din locul lor. Și Dumnezeu ia această comparație și spune s-ar putea să se mute munți. Să se clatine dealurile. Dar dragostea mea nu se va muta de la tine. Mereu, dacă mai trăiești mâine, reține să te urască toată lumea. Dumnezeu zice astăzi pentru tine. Dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu care l-am făcut cu voi, de pace, nu se va clătina. Zice Domnul care are milă de tine. Îți place promisiunea asta, Dumnezeu? Vă place? Așa zice Dumnezeu.
Pune Ieremia 31 cu versetul 3. Poate ce Dumnezeu, ce se angajează Dumnezeu, state munții să distrug toți. Dragostea mea nu se ia de la tine. Și legământul ce de pace nu se va muta. Domnul mi se arată de departe, te iubesc. Cu iubire nu de 10 ani. Nu până la moarte, te iubesc. Cu iubire veșnică. De aceea îți păstrezi bunătatea mea, zice Dumnezeu. Dumnezeu vine astăzi în fața voastră să se angajeze, să vă spune că vă iubește mult de tot. Și textul care pastorul a citit în această dimineață spune de doi ucenici, de doi evrei care s-au dus la evangelizare, ca și cum voi sunteți aici astăzi. Au fost și ieri și le-a plăcut ce a predicat un predicator din vremea aia care mi-ar place să seamă cu el, un revoluționar extraordinar, Ioan Botezătorul, care a sfârșit-o prin a pierde cap Irod, de ziua nevestei lui, de ziua fetei nevestei lui, a tăiat cap. Ioan Botezătorul a predicat adevărul lui Dumnezeu și la predica aceasta el a spus de două ori și a doua zi, a doua oară, văzându-l pe Mântuitorul trecând pe acolo, iată mielul lui Dumnezeu! Oamenii aceștia a doua era în căutare de la toată predica de acolo, auzit lucrul ăsta. Noi nu vă chemăm la noi. Noi vă spunem despre un El cu E mare, care este Iisus Hristos Domnul. El este mielul lui Dumnezeu. Și acești doi oameni s-au strecurat și curioși s-au dus după Iisus și l-au întrebat rabii, învățătorule, rabinte, unde locuiești tu? Nu ne-e destul cât am auzit astăzi. Noi am vrea să te aprofundăm. Mai avem întrebări, mai avem sufletul nostru doritor după tine. Unde locuiești? Mergem la tine acasă. Te vrem. Și Domnul a spus, ca totdeauna, veniți la mine. Veniți cu mine. Era cam după masă, pe la ora 4. O evangelizare de o după masă, de câteva ore. Au stat în ziua aceea de vorbă cu Domnul Iisus Hristos. S-au dus la el acasă, unde el locuia. Ce le-a spus Mântuitorul? Nu știm, nu scrie evanghelistul ce a vorbit cu el în ziua aceea de după masă. Cei doi. Doi oameni au pus întrebări. De oameni că n-au știut multe despre el. I-a plăcut și a zis, nu știu ce am întrebat. Un lucru știu, că au ieșit afară de acolo și această expresia mea. Și este pusă în ghilimele. Deci se află scrisă la, ca să o punem sus, să vedeți dumneavoastră la Ioan, capitolul 1, puneți-vă, vă rog, versetul 41. Ioan, capitolul 1, versetul 41. El cel din tâi, adică Andrei, fratele lui Simon, a zis, noi am găsit pe Mesia. Aleluia. E mai aici, cineva aici că l-a găsit pe Mesia. Noi l-am găsit pe Hristosul. Ce-am povestit, nu știm. Unea știu că s-a întâmplat ceva cu ei. S-a întâmplat cea mai mare minune. Că au început să devină evangheliști ei, să caute pe altul. Andrei l-au căutat imediat pe fratele lui, pe Petru, să-i spună, plin de bucurie. Petre, fratele meu, eu l-am găsit pe Mesia. Noi l-am găsit pe Hristosul. Promisul lui Dumnezeu, l-am găsit pe Salvator. Așa asta înseamnă Mesia, Salvatorul, unsul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu să salveze un neamul omenesc. Noi l-am găsit. Ai putea să spui asta astăzi? Ai putea să mergi la cineva să la servici să se uite la tine speriat. Tu cine ești? Ce cu tine? Tu nu trăiești ca noi. Și spui în liniște, eu am găsit pe Hristosul. Mi-am găsit Salvatorul. L-am găsit pe Mesia. Ce înseamnă am găsit pe Mesia? Aș vrea să te regăsești în ce spun eu în câteva versete din Biblie. Să vezi dacă e adevărat că l-ai găsit pe Mesia. Dacă l-ai găsit pe Mesia, trebuie să fie rezolvat
trecutul tău. Nu mai ai motive să fii speriat. Spunea domnul general că într-una din inaugurările unui Consiliu Popular în România, unde pastorul este în orașul meu penticostal, a invitat pe prim-ministru României, pe viceprim-ministru și o grămadă de generali, de oameni speciali, ofițeri, alții îmbrăcați, alții nu știe ce are sub haină, și mitropolitul Clujului a îndecurs și a fost o grămadă de oameni, de azi sărbătoarea aproape de Paști. Și au cântat acolo, toți și eu cu ei, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. În momentul acela a întrebat pe prim-ministru și a zis, domnul prim-ministru, ți-e frică să mori? Te-ai cântat cu mine acum. Că moartea nu mai are putere. Hristos a călcat cu moartea pe moarte, a zdobit glumazul la ei acasă, i-a luat cheile. Cheile morții și a locuinței morților sunt la Mesia, la Salvatorul, la Iisus Hristos Domnul, sunt la El. Atunci moartea nu trebuie ce să ne facă. O să-mi deschide ușa în viață veșnică, cam atât. Când moartea la mine vine, numai atât am deschide ușa și eu intru în viață veșnică. Căci cheile sunt la Domnul Iisus Hristos. L-am găsit pe Mesia și este rezolvat trecutul meu. Poți să zici amin? Amin. Dacă nu ți-e rezolvat trecutul și ești încărcat de păcate și de condamnări, tu nu l-ai găsit pe Mesia. Tu ai nevoie neapărat de o întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. Și fie ca momentul acela să fie măcar ca și tâlharul. Astăzi. Un moment în care să-ți rezolvi trecutul tău. Iată ce scrie Apostolul Ioan la 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1 și 2. 1 Ioan, prima lui scrisoare, Apostolului Ioan, la capitolul 1, sau capitolul 2, versetul 1 și 2. Capitolul 2, 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1 și 2. Copilașilor, spune el în dragostea care o avea peste el. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, oameni buni, nu am avut, nu a fost cândva. Avem acum la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Trăiește Domnul Iisus Hristos. El este jertfa de ispășire a păcatelor noastre. Și nu numai ale noastre din casa asta de aici, de astăzi, a penticostalilor. Nu numai ale noastre, ci ale întregii lumi. Lăudat să fie Domnul Iisus Hristos. Amin. Salvatorul nostru. Marele liberator. Care nu-i plănuit să rezolve câțiva oameni, să aibă simpatici lui, să-i ducă în cer și restul lemne de foc în ea. Și Dumnezeu vrea să salveze toată lumea. Amin. Și dacă ar mai fi 1000 de lumi, e destul jertfa Domnului Iisus Hristos. Am o întrebare pentru tine. Trecutul tău este rezolvat. Poți să te culci liniștit și dacă nu mai bate inima, se oprește, poți adormi liniștit. Ești mântuit. Ai bucuria mântuirii, ești salvat. M-aș bucura să poți să ieși afară pe ușa asta astăzi, zicând ca și acești copii. Noi l-am găsit pe Mesia, pe Salvator. Și dacă ați întâlnit cu El și ați vorbit cu El, trecutul vostru este rezolvat. E destul. A plătit Hristos toată datoria. Dacă puneți cuvântul Domnului din Isaia 53, mi se pare la versetul 4 sau 5, Isaia 53, veți găsi cine a plătit pentru noi. Versetul 5 sau și 4 e bun. Totuși, chiar dacă noi nu am băgat în seamă lucrul ăsta, El suferințele noastre le-a luat, le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Noi am crezut că este pedesit, slovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era stăpus pentru păcatele noastre, pentru fără de legile noastre, pe deapsa care ne dă pacea.
nu ne dă altcineva, pedeapsa care ne dă pacea, dar a plătit de păcatele, a căzut peste El. A căzut, a plătit de El. Și în rănile Lui, noi suntem tămăduiți, iertați de păcate. Lăudați să fie Domnul! Amin. Cineva tot a plătit păcatele, minciunea ta, adulterul tău, fără de legile tale, șmecăriile tale, falsul tău, dublă ta persoană. Cineva a plătit, Mesia l-a plătit, Hristosul. Noi l-am găsit pe Hristosul. Și trecutul nostru este rezolvat. Isaia 53, 55, cu versetul 6 și 7, o provocare pentru dumneavoastră. Iată ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Căutați pe Domnul! Amen? Amen. Când? Căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi, vă întreb eu, se poate astăzi găsi Mântuitorul? Amen. Chemați-L. Atunci, dacă se poate găsi, încearcă, vorbești cu El, chemați-L. Câte vreme e lângă tine, frate, chiar lângă tine. Domnul este aici astăzi, prezent în biserica voastră. Este aproape de tine. Deschide, cum spune cântarea, singurului prieten, plângându-ți vina ta cu amar. Că dacă și el se va duce, poți plânge în veci. La ființa ta, nu-l lăsa să plece trist. Poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Astăzi e zi specială pentru tine. Ziua când se deschis, căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi. Chemați-L, scăpați-vă de voi înșivă. De ceea ce vă apasă, de cugetul ăla care te vine dincolo de cheia de la ușă. Nu-l poți da afară. Ești vinovat, ai mințit, ai înșelat, ai făcut păcate. Ăla nu-l poți să ajungă afară de tine. Cu ăla te culci, ăla te frământă, te învârți în pat și te întreabă nevrata, ce-i cu tine? Ce ești bolnav? N-am nimic. Pe atunci de ce nu dormi? Că ziua și noaptea apasă mâna lui Dumnezeu. Tu trebuie să fii liber. Și eliberarea o face unul singur. Marele Eliberator. Hristos Domnul. Chemați-L pe Domn. Împăcați-L cu El. Să-L ascultăm pe Apostolul Pavel. Să-L ascultăm în Faptele Apostolilor, capitolul 13. Versetul 38, Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 38 și 39. Să știți, fraților, căci în El avem, să știți, fraților, căci în El vi se vestește iertarea păcatelor. Cine e acest El? Și oricine mă aude astăzi în fața mea și mă aude prin internet sau oricine și oricine crede este iertat prin El de toate lucrările care, de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. E simplu. Așa de extraordinar. Voi credeți în Domnul Iisus Hristos? Păi ce ați văzut ce cită acolo? Că dacă credeți în El cu adevărat, sunteți iertați de orice păcate. Ceea ce legea și dreptatea nu poate rezolva, poate harul lui Dumnezeu. Și Hristos a adus harul. Moise a adus legea, Hristos a venit cu harul. Oricine crede în El, să nu piară. Să fie iertat. Ești iertat? Te invit astăzi să crezi din toată inima ta în Domnul Iisus Hristos și ești iertat. El a plătit păcatele tale. Slăvit să fie Domnul. Amin. Merită să-L mai ascultăm pe Apostolul Pavel, scrie Efesenilor o scrisoare și chiar la capitolul 1, începând în începutul acestei scrisori, la versetul 7, Efeseni, capitolul 1, versetul 7. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăția Harului Său. Slăvit să fie Domnul! Mai este Har în această zi la voi în Canada, în Montreal, în muntele real, în realul munte. Să mă gândesc odată când mai vin la voi să predic despre adevăratul munte.
nu de Montreal, că n-am informații destulă ca să vorbesc de amplasarea aici, dar să vorbesc de adevăratul munte. Există un munte adevărat, este muntele lui Dumnezeu. Am spus în primul rând și în câteva minute va trebui să închei, să mergem în apă, să vă ascultăm dacă declarația voastră și legământul vostru corespunde și apoi să vă introducem în apă ca un simbol. Că ați citit că nu apa spală păcatele. Sfântul Apostol Petru, în 1 Petru 3 cu 21 scrie pescarul din Galileea și-a dat seama că oamenii se spitiți să se spele cu apă și n-ar mai avea valoare sângele lui Hristos. Acolo, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este o spălare de întinăciunile trupești, ci e mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Iată că apa nu spală păcate. Sângele Domnului Iisus a dat haine albe și ne curățește de orice păcat. Amen? Amen. Apa este un simbol a ceea ce s-a întâmplat cu noi. S-a întâmplat deja, am murit față de lume. Ieșirea din apă este simbolul de a înviat împreună Hristos la o lume nouă, la o viață nouă. Amen? Amen. Asta înseamnă apa. Al doilea lucru care am vrut să spun așa în treacă este și aș vrea să fi întâmplat cu voi. Am scăpat de trecut. Ce avem acum? În prezent. Vreau să-i dezvălui secretul acestor copii și nu numai ale lor, să ne regăsim toți în câteva versete din Biblie. Unul este la Luca, capitolul 10, versetul 20. Pune-te, rog, acest verset, că unii ar zice, pastorii sunt foarte bucuroși și fericiți că ei predică în Africa, toată lumea, chiar că sunt oameni speciali, extraordinar. Chiar s-a dus la Mântuitorul câțiva și a spus, se bucureau foarte tare că a zis, noi îi predicăm, chiar și duhurile rele ne sunt supuse. Noi suntem puternici. Ai făcut cineva din noi? Și Mântuitorul, liniște, spune aceste vorbe. Totuși, nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse. Ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Dacă s-ar dă toate computerele, să nu mai fie hârtii scris nicăieri, spuneam cred că și altă dată că pe piata de monument la părinții mei, mama și tata au plecat la Domnul, mi-a așa de dor de ei. A spus la fratele meu Gabi, care e pastor și el, nu putem scrie că aici odihnește Alexandru, Zăgrean și Maria. Că nu sunt aici. Hai să scriem pe piatra asta, Gabi, ce adevărat. Și am pus așa în ghilimele și am spus citat din Biblie. Bucurați-vă! Numele voastre sunt scrise în ceruri. Este provocator. E normal să te gândești. Nu e normal să nu te sari astăzi. Să te întrebi. Numele tău e scris în ceruri? Că ai mare motiv de bucurie și dacă ai cancer în tine, că toți murim. Ne dărâm ca o lăcustă în noi și într-o zi depunem, cum spunea un om, un poet român, pământul avar, puțin din tine este în noi. Și ce trist e și amar când vii să-ți iai puținul înapoi. Pământul își va lua curând cea lui, dar nu-mi va lua polițistul de drag bucuria că numele meu este scris în ceruri. Asta ar fi motivul de bucurie, colega voastră. El stai să spună ce v-a spus, ce a spus aici. Numele meu e scris în cerul. Noi l-am găsit pe Mesia. Și ne-a rezolvat trecutul nostru. Și în prezent suntem bucuroși. Ne-a scris numele cerul. Așa că nume mare, lumea asta nu știu ce o să aveți. Dar aveți numele Fii de Dumnezeu. Și numele vostru este scris în cartea vieții Mielului, în cer. După botez se întâmplă explodiat această bucurie. Să-l ascultăm pe ministrul de finanțe a Etiopiei, a împărătesei Candace, în capitolul 8 din Faptele Apostolilor, la versetul 38 la 40. Suntem chiar aici, în cartea asta. Și ăsta vine la Ierusalim să închine
se întâlnește cu predicatorul Filip, îi arată apa, spune ce mă împiedic, uite, este apă, botează-mă acum. Și zice, nu am mai problemă. Dacă tu crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Mântuitorul tău, Domnul tău, atunci se poate. A poruncit să stea carul, mai pune mai sus unul. Filip a zis, dacă crezi din inima ta, se poate. Și deci noi vom mai putea primi candidați astăzi să vie să boteze, chiar dacă n-au hainele acestea albe pe deasupra, cu hainele tale poți să vii mai făcut botezul din astea, numai să ai hainele în suflet curate. Familor a spus, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, familor, apologii, ministru, sau coborât amândoi în apă. Filip a botezat pe famen. Când a ieșit afară din apă, Duhul Domnului l-a rupit pe Filip, l-a dus la predicat undeva, nu l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea din trâmb cu caravana lui spre Etiopia, plin de bucurie. Oameni buni, noi suntem motivați de lucruri efemere, mereu să fim bucuroși. De un telefon, iPhone 7, nu? De alt cadou, de cât de nu ne mai putem noi bucura? Ne bucurăm de soția noastră, de copii, am nouă nepoți, avem nouă nepoți. Pe prima nepoată am botezat-o în vară, la sfârșitul iulie, ultimul weekend, biserica noastră a ieșit afară pe 3.000 de oameni, am botezat-o 50 de tineri și persoane acolo, printre care a fost și Ramona, nepoțica noastră. Plin de bucurie. Și ce înseamnă plin? E ceva, să stai acum să pun apă într-un pahar, până curge peste el, ce nu mai încape. Ai această bucurie? O bucurie care nu întrece nicio altă bucurie. Și care e aia, polițistul? O bucurie care e plin, un om plin de bucurie. Asta nici nu-l poți înerva. Mie îmi place să vorbesc cu oameni de ăștia plini de bucuria mântuirii. Nu știu dacă tot timpul suntem plini de bucuria mântuirii. Dacă nu să ne rugăm astăzi, Doamne, reumple-mă cu bucuria mântuirii. Ajută-mă din nou să fim plini, să pot ierta mult, să pot iubi mult, să pot să mă rog pentru dușmane. Asta înseamnă bucuria mântuirii. Asta înseamnă să fii plin. Să nu te poate jigni oamenii. Sau dacă te jignezi, să poți să-i ierți. Să poți să-ți deschizi inima față de oricine. Ești plin de bucurie. Asta trebuie să se întâmple după ce ești să apară din apă. Deja trebuie să o aveți. Și dacă sunteți sinceri, vreau să intre din voi bucuria din nou în mine. Dacă aveți bucurie mare, mă rog Domnul să o reverse și peste mine, peste pastor, când vă notez să fii plin de bucurie și știți de ce l-am aflat pe Mesia. Asta nu poate să spună un om în alte împrejurări. Că-ți mai dă o injecție și încep să merg mai bine. Că mai ai niște medicamente și zici, mă simt parcă mai bine. Și deja ți se schimbă fața, ești bucuros. Dar când ești mântuit, ești plin de bucurie. Și mă rog Domnul această bucurie să o lasă peste noi toți. Doresc din suflet ca să vă mai spun că nu numai atât. Vă cereți un verset și închei. Sau două. Din Ieremia 29. Iar rezolvat trecutul, da? Prezentul nostru se numește bucurie. Viitorul. Asta nu am citesc. Un predicator tânăr, Ieremia, predicat de copil tânăr, scrie la Ieremia 29, la versetul 11, eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi. Dumnezeu se gândește la voi. Zice Domnul, extraordinar. Gândul de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Amen? Asta e viitorul vostru. Dumnezeu se gândește la voi. Mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga, vă veți ruga, sau mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta.